În contextul în care în capital rata de incidență se apropie rapid de 17 la mie, un nou pelerinaj a fost anunțat de Patriarhie. De data aceasta pentru sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, considerat ocrotitorul Bucureștilor. Ceremoniile religioase încep joi și se vor încheia pe 28 octombrie. Biserica anunță că totul se va desfășura cu respectarea măsurilor de protecție igienico-sanitare. Colega mea, Andreea Burnar, urmărește subiectul. Bună seara, Andreea! Ce reguli trebuie să respecte pelerinii care doresc să se închine la Sfintele Moaște? Bun găsit, Ioana. Să știi că pelerinii vor, în primul rând, accesul la raclă se va face pe un singur rând de persoane cu păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru și jumătate. Pelerinii vor intra pe la baza dealului Patriarhiei, însă vor ieși pe altă parte, asta pentru a nu se crea o aglomerație. Vreau să spun că vor fi 400 de scaune așezate acolo, toate la o distanță unele față de cele alte, iar voluntarii vor oferi credincioșilor măști de protecție și mănuși. În acest an, raclele vor fi acoperite de un capac transparent, asta pentru a fi dezinfectate și vor fi dezinfectate în mod permanent. Vreau să mai spun că acest pelerinaj se va susține în acest an, asta nu se ține cont de o rată a incidenței uriașe, vedem în aceste momente, și vreau să-ți mai spun că, de exemplu, și pelerinajul de la Sfânta Parascheva s-a ținut acolo unde au participat cel puțin 5.000 de persoane, acolo unde au mers credincioșii să se roage la raclele sfinte.